Dar... Ce faci, mă, doamnă? Hai să-l. Da, bună ziua și bine ați venit cu la Corforai, cu propriul și mai mult decât la geometrie. 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 Am zis despre prisma, domnule. Ah, prisma. Am mai discutat, dar insistăm. Care sunt elementele prismei, ce este prisma triunghiulară, care este prisma triunghiulară, cum se obține o prisma? Deci, îndată ce avem un polimer la bază și am să vă arăt așa, concret. Deci, dacă am acest dreptunghi și prin mișcarea de-a lungul conturului dreptunghiului a unei drepte care rămâne paralelă cu ea însăși, uitați așa, se obține, vă închipuiți asta care se învârte aici tot timpul, se obține așa zisa suprafața prismatică, adică exact planele acestea care se obțin aici, după ce, în funcție de ce figură am aici la bază. Foarte important. Da? Dacă am un triunghi, vă zicem prismă triunghiulară. Dacă baza e un triunghi. Da? Dacă baza e un pătrat, prismă patrulateră. Pătrat, dreptunghi, da? Patru. Are patru laturi, e prismă patrulateră. Poate să fie baza un trapez, poate să fie baza un parogram, poate să fie, nu, baza nu are importanță, important că numărul laturilor indică tipul de prismă. Insist. Deci prin mișcarea unei drepte, ce rămâne paralelă cu ea însăși. Adică de asta, și mișcată ca și tot paralelă cu cea care a fost aici. Așa, se obține această suprafață prismatică. Dreapta e nemărginită și sus și jos. Dar acum venim cu un plan și paralel cu baza și tăiem toată suprafața asta și atunci obținem prisma. Deci secționăm din toată suprafața prismatică zona cuprinsă între cele două planuri. Planul de bază și planul de sus. Da? Și între cele două plane, tot ce s-a desenat este prisma. Acum, pentru crearea, uite-mi, Miruna, cum să reprezint un dreptunghiul ăsta? Înainte reprezentam așa, dreptunghiul în plan. Da. Ei, dar acum, fiindcă eu vreau să creez imaginea în spațiu, în plan îl voi reprezenta sub formă de parogram, dreptunghiul. Că dacă îl reprezint așa, când am spus că, iată, tot pe tablă trebuie să fac toată lucrarea, în condițiile astea, dreapta și aia paralelă pe însuși, nu mai descoper cum descrie această suprafață prismatică. Este în sus tot unde primi. Da? Ca să nu înțelegem de ce sunt nevoie să reprezint formă de parogram. Deci, uitați-vă. Dacă l-aș fi reprezentat așa, sub formă de dreptunghi, cum știam noi, în mod normal, A, B, C, D, și duc dreptele cele paralele pe S, însăși, nu? Pe însăși, da? Când duc pe partea asta, tot aceeași sunt. Atunci, planul acela care e desemnat după DC, pe tablă, va coincide cu planul determinat de AP. Da. Va fi suprapus, nu realizează imaginea în spațiu. De aceea, totdeauna o să facem o reprezentare a dreptunghiului sub formă de paralelogram. Da? Dreptunghiului sub formă de paralelogram. Paralelogram are laturi opuse, paralele de opuse două, nu? Așa facem și noi. Alea puntare, nu poate fi. Imediat, să justificăm de ce. Da? Așa, pentru început, te lăsăm sub forma asta. Deci, Miruna, poate? De ce
Palogram, palogram. Dar în clipa în care... Dacă vreți să știu. Da, da. În clipa în care... Eu vreau să creez imaginea de plasare acestui așa, în spațiu. Atunci, partea asta, închipuiți când desenăm, vedem mai partea din față. Cealaltă din spate, nu mai vedem. Și de aceea, asta e va fi punctată. Ăsta e motivul. Mai dat cu aceea și cu latura da? Din și cu asta de aici. Ca și cum ar fi în spate, uite așa. Adică noi o vedem de aici, pentru că... Da, 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 noi vedem din planul, din fața asta și pe celelalte două fețe nu le mai vedem. Când acum desenez, mi-e urmă. Uite, că am zis că suprafața pe spate cu circul să obține. Prin mișcarea unei drepte, A, B, C, D. Prin mișcarea unei drepte, eu rămân în paralel ca însuși. Și dacă chiar perpendiculară, dacă e perpendiculară, atunci o zice că prismă dreaptă. Când eu merg... În baza ei nu, nu. Când merg cu ea perpendiculară, dreapta aceea pe care am zis eu cu Adel, pe bază, pe contur. Da. Dacă rămâne perpendiculară pe plan, deci perpendiculară, așa pe plan, atunci prisma e dreaptă, că aș putea să merg și așa. Aha. Paralelă cu ea, nu știu, și atunci am o prismă oblică. Deci prisma e dreaptă când e perpendiculară pe plan, și oblică când nu este perpendiculară pe plan, și face un anumit unghi. Da? Acum, desenăm și cum scriem toate lucrurile acestea, povestea care m-am spus-o eu, o să o scriem îndată. Deci, ne-am hotărât că dreptunghiul îl reprezentăm în spațiu, uite, în varianta asta, da? În varianta asta, sub formă de palogram. De ce? O să vedem îndată. Am spus că e vorba de o dreaptă care rămâne comună. Dacă vorbesc de o piramidă patroată dreaptă, ea să fie perpendiculară. Deci asta care îi duc perpendicular și sigur tot le duc pe toate așa și iată aici și iarăși ajung în colțul ăsta. La fel ajung și în asta altă, da, la fel și aici. Uitați-vă, vă rog să vedeți cum s-a creat imaginea în spațiu. În această mișcare, mai mult, da? Acum, vedem planul de spate. Da, planul așa de spate. Nu se vede linia asta. Păi știi ce nu ducem și de perpendiculară? Așa! O ducem tot așa. Asta. Ăsta e motivul. Tocmai vreau să insist pentru că pe ce o vedem. Și acum am zis un plan paralel cu baza de și secționez. Deci, așa, dar... Paralel cu A prim de prim. Exact. Adică. Deci, A, D cu A prim de prim. Uitați, așa. Ca să fie... Și ce faci să face cu... Da. Prisma să face. Da. Depinde cât mă duc mai sus. Dacă eu aici am pătrat și mă duc la aceea călățime, atunci am să am o cup. Dar deocamdată vorbesc de o prismă patru lateră, cu baza un dreptunghi. Și dacă și câua sus... Tot ajută din mult. Trebuie să fie paralel, mama, fiecare latură. De ce U, cu D, cu G, nu, dar asta ăla nu-i punctat? De ce nu-i punctat și ăla? Păi pe asta mă văd, Miruna. Uite, că stau așa și pe astea trei le văd trei unghii. Uite, tu așa trebuie să vezi. Deci, când îl vedem dreptunghiul ăsta, pe asta, asta și cu asta le vezi. Și ăsta, uite, sunt spate, uite. Da, deci asta o vezi, asta o vezi, da. Și pe asta o vezi. Da. Da? Dar pe asta nu o vezi. De ce? Păi nu vezi, e spate, era pe vezi. Da, e acoperit aici. Uite, pune așa, să-ți ia așa. Și ea trebuie să înțeleagă așa. Uite. Deci o vezi pe asta. Da. O vezi pe asta. Da? Vezi munchea asta, că cum stă în felul ăsta. A, și pe aia n-am trezut. Și tocmai că ai zis, mai e locul. Nu vezi, dincolo și din planul ăsta. N-am trezut. Ai înțeles? Da. Deci ea e umbrită. Ai înțeles? Deci numai că la trei spuncate și nu le vedeți? Nu, că nu ăsta, că dreapta cealaltă e spatele planului. Este spate și ăsta, și ăsta, te umbrește, nu? Da. Planul ăsta, ăsta sau... E până așa. Ia uitați, ia uite-mi.
Cum mai vedeți și la Iau, noi voi vedem. Bă, stai, dar după felul gata, nu mai vedeți eu. Da? Da, nu mi-a venit și pe ăla. Pe care? Pe asta de aici? Da. Pe la plăta să nu vezi. Pe ăla nu vezi. Păi acolo e vorba să nu vezi. Păi numai una, una nu vezi. În rest nu vezi. Deci toate trei unghii. Unghia asta o vezi, unghia asta o vezi. Pe asta o vezi, pe asta de aici o vezi. Da. Și pe asta o vezi. Și pe asta o vezi. Da? Trei unghii sunt. Da. Cum se pune? Așa, așa. Așa. Uite, pe asta le vedeți. Vedeți? Și dar una pusă de nici diferența. De asta de aici la domnul profesor, colțul. De-aia o punctăm pe aia. Și de asta astea trei sunt punctate. Da? Deci asta o punctăm, că nu o vedem. Uite, trebuie să studiem forțul tău. O vezi, o vezi. Da? Aici nu mai vezi. Nici pe ăsta două nu vezi. Din același motiv. Ei, și acum, ca să creăm, mi-am zis, probabil să fie paralele, înseamnă, aici am zis, prim, de prima am fixat undeva să duc. Nu să încep construcția planului acela. Și tot duc paralele, da? Iată, duc o paralelă la A. Da, paralelă la A. Și aici e B prim. Paralelă la BC. Da, paralelă la BC. Și obțin B prim, C prim. Și în sfârșit, când ne vedem prim cu C prim, e deja paralel, pentru că astea, toate patru puncte sunt coplanate deja. Și dacă mai trei din laturile alea sunt punctate, restul toate se văd. Da? Deci numai trei sunt punctate, restul se văd. Văd. Asta e de regulă. Așa se văd mereu. Da. Da, dar alea trei nu le sunt punctate. Da. Uite, stele punctate, mani, care nu se văd, sunt spate. Te obligă, parcă, figura să faci chestia asta. Ce mă vezi? Lăsă punctate ca să întregească bine imaginea, da? Da. Și ca să o vezi în spate. Bun. Deci... Asta e un cub. Dacă este un cub, dacă toate fețele sunt pătrate. Mm-hmm. Adică dacă înălțimea e cât latura asta, da. E un cub, da. E un cub. Dacă nu e o prismă, dacă nu ceam mai sus, nu m-am dus mai sus că aveam scris de așa. Atunci spunem o prismă patrulateră, dreaptă, cu baza și specifică cu baza, nu în dreptunghi. Da? Adică am înțeles ce e patrulateră. Și e prismă pentru că din chestia asta o ciopă niște pe viitoare. Așa, fiindcă s-a descris suprafața laterală, da? Laterală, la mașina aia, unde e drepte, paralele cu ea însăși, tot timpul. De aceea e prismă. Iar e paralel cu ea însăși, tot timpul, dreapta aceea. Deci ea aleagă dreapta aceea. Adică B pe prim cu ce prim sunt paralele și toate pe lângă ele. Și toate pe lângă ele. Deci s-au umplut. Așa cum ce vedem este doar un schelet. Exact. A prismei. Exact. Dacă vedeți-vă că e din sânul făcut, să vedeți mascheretul ăla. Da. Dar, în realitate, trebuie să-l vedeți acoperit plan aici, totul e acoperit, celălalt în spate e acoperit. Și da? Paralel. Așa e nașterea corpului în spațiu. Aici, dacă vrem, avem iarăși un... tot un corp în spațiu, dar baza este un cerc. Deci el se numește cilindru. Asta. Până aici e cilindru, că în partea asta de aici apare o altă figură. Dar dacă aș tăia de aici, aș avea un cilindru. Sunt tot un cerc. Da? Un cilindru, tot un cerc. Și cum s-a obținut? S-a mișcat o dreaptă, așa cum o să-mi închipui. În jurul cercului, paralel. Am mers paralel pe însăși, tot timpul. Sunt tot un cerc. Și, dar s-a dezenat și sus tot un cerc. Da? Deci, dacă am vorbit de un segment de dreaptă, dacă zic o dreaptă, asta se sus și în jos. Dar în clipa în care vorbesc de un segment, să zicem, s-a generat așa cum spunem, exact... Cercul de sus. Da. Asta e prismă patrulateră. Asta e prismă patrulateră. A, D, B, C, E, pătrat? A, B, C, D, este un dreptunghi. Deci nu e regulată. Nu e regulată. Când e poligon regulat, adică când vă spune că este triunghi... Regulat.
regulată este echilată, triunghiul echilateral, cum zicem, patru la trei regulată, înseamnă pătrat. Și ăsta e prisma? Este o prisma, patru la trei, cu prisma, cu baza unui dreptunghi, nu e un patru la trei oarecare. Adică dreaptă? Este dreaptă, când am adăugat și dreaptă, pentru că e perpendicular, da? Da. Da. Hai să-i spun. Deci, denumirea prismei, denumirea prismei se face funcție de patrulaterul de bază. La terminat, în funcție de patrulaterul de poligonul de bază, funcție de poligonul modului de bază. Și aici avem o prismă patrulateră, o prismă triunghiulară. Triunghi la bază, da? Da. Baza triunghi. Adică bază înseamnă un triunghi. Patru la teră. Patru la teră. În bază este un patru la teră. Deci patru la teră. Baza patru la teră. Care poate fi la patru platere, care poate fi trapez, pătrat, ce mai putem? Parogram, nu? Și rom. Da. Deci, să spunem, fie o piramidă patru la teră, dacă adăug regulat, înseamnă că a fost, da, poligonul regulat. Poligon. Regulat. Deci când am poligon regulat, înseamnă pătrat, dacă se referă la pătrat. Dacă mă refer la triunghi, triunghi echilateral. Dacă mă refer la un patrulater cu 6 laturi, deci acolo, octogon și mai departe. Deci, în clipa aceea, când am adăugat regulat, înseamnă că e toate laturile egale. Toate laturile egale. Poligonul de bază cu toate laturile egale. Puteți mă dați, poligonul cu toate laturile de bază înseamnă poligon regulat. Adică nu laturile egale. Da. Deci denumirea prismei și funcție de poligonul de bază. Și mai am o idee pe care o să o spuneți. Denumirea prismei în funcție de poligonul de bază și funcție de paralela care îi generează. Adică dacă paralela cei care generează suprafața prismatică, dacă este perpendiculară, înseamnă prismă dreaptă și dacă nu, prismă cubică. Deci funcție de poziția dreptei. Da? Dreptei care generează suprafața prismatică, asta din jur împrejur, da? Suprafața laterală, care generează suprafața care generează suprafața laterală, să zicem, da? A prismei.
prisme, avem aici prismă dreaptă, dreaptă. Când e dreaptă? Când e perpendicular. Așa, când dreapta de perpendicular pe planul ABCD. A, B, C, D, E, cât ori fizică înseamnă. Dreapta aceea de care se mișcă de-a lungul poligonului, da? Și o oblică. Când de nu mai este. Când de nu mai este perpendicular pe planul de bază. A, B, C, D, punct de punct. Deci, atât cu clasificarea prismelor, facem după două elemente importante. După cine? După poligonul de bază și după modul în care dreapta aceea stă pe poligonul de bază. Când stă perpendicular, e prisma dreaptă. Când nu stă perpendicular, e prisma oblică. Poligonul de bază îți indică prisma triunghiulară, prisma hexagonală, prisma patrulateră și așa mai departe. Când zic o prismă patrulateră regulată dreaptă, patrulateră regulată dreaptă, înseamnă că am de-a face cu baza un pătrat, da, baza un pătrat, și că fiecare unghi lateral e perpendiculară pe planul bazei. Fiecare unghi lateral e perpendiculară pe planul bazei. Iar este una din pozițiile drepte cele care a generat. Ei, astea sunt lucruri importante care să le avem în vedere. Elementele prisme. Hai să vorbim despre elementele prisme. Elementele prisme. Asta e un cartul de da, da. Da, elementele prisme. Vorbim despre munchiile prismei. Care sunt copii? Ia zis ce trebuie. Deci, munchiile, dacă se spune munchiile laterale, da. Atunci trebuie să vezi numai părerea bază, da? Da. Dacă vorbim de munchiile totalitate... Aici se numește a bazelor. Zice și așa, dă cum și asta, munchii, deci munchii, dar munchii, zice, munchii laterale și le domnul și spuneți pe voi, și munchiile bazelor. Deci, planurile cele două, să zic, sunt bazele prismei. Da? Bazelor, a căror baze? A lui A, B, C, D, și baza A prim, B prim, C prim, G prim. Astea două baze care se referă. Deci vorbim de munchiile laterale și munchiile bazelor. Adică laterale sunt și... Laterale care sunt? B1, C1, CB. Nu, B prim e acolo, mi-a zis. B prim, C1. Nu, B prim. Ce? Ce prim? Nu, e a feței de sus. A bazei. A bazei e a doua bună. Dar și asta e tot o bază, baza de sus. Da? Baza de jos pe care stă și baza de sus. Și va fi și baza obiectivă. Nu, dar dacă răsturnăm la baza altfel, de baza aceea. Da? Deci noi mergem și spunem așa, e vorba de unghii laterale. Adică unghii laterale care sunt laterale. Astea care sunt așa, perpendiculare, care au fost să fie la primul plan de bază. CC prim și DD prim. Astea sunt unghiile la sală. Asta nostru. A. B. B prim. C. C prim. Și DD prim. D. C prim. Astea sunt unghiile laterale. Iar unghiile bazelor sunt A, B, B, C, C, A, C, A, A, B, B, C, C, A și C, D, nu? C, A, nu știu dacă nu, A, B, B, C, C, D. A, B, B, C, C, D și A, D. Și A, D. Și A, B. Și A prim, B prim. Și continuăm cu A prim, B prim.
De prim. Ce? Ce prim? Ce prim? Ce prim? De prim. Și a prim? A prim de prim. Eu n-ai să nici înțelege, nu mai scopiem din tablă, că dacă scopiem din tablă, da. Înseamnă că n-ai înțeles. Deci, sunt două baze, baza de sus și baza de jos, A, B, C, D e o bază, A prim, de prim, C prim, de prim, e cealaltă bază, ele sunt paralele, da? Și fiecare bază are patru mochi, da? Una, adică la două, trei, patru. Și cele de sus sunt tot, una, două, trei, patru. Deci, ele se numesc și mochi. Că sunt ale bazelor, de-aia se numesc. Mochi ale bazelor sau mochi ale mochi laterale. Deci sunt... Și mochiile laterale sunt A prim, B prim. Sigur că da. Deci de două tipuri, mochiile laterale și mochiile bazele. Așa, planul vertical, cum asta, da? Cum am spus că a fost generată suprafața aceea prismatică prin mișcarea acelei drepte de-a lungul conturului. Ei, B, B prim, C, C prim și D, D prim și A prim sunt niște poziții particulare când s-a mișcat dreapta aceea, cum ar fi sunt bolsuri. Da? Voi, încă o dată insist, voi trebuie să vedeți aici planul. Că, care sunt planele? Spuneți-mi planele fețelor. Deci am vorbit despre mânchii, acum. Fețele. Fețe, da. Fețele. Laterale. Da, fețele. Acolo, la fețe și spune laterale. Da. Deci, altă noțiune pe care ne gândim la prisma. Altă noțiune reprezintă fețele prismei. Fețele. Da? Fețele laterale. Și acum, acolate spre laterale, deci fețele și laterale și a bazelor. Laterale a prim, să zic ei, nu? Da, a prim, da. De prim, de și a. Care? A prim, de prim, de a. Da. Da? Adică zici tu una. Deci, a prim, de prim, de prim, de a. De a. Așa. B prim, C prim. B prim. C prim. C B. C B. A B C de la baze. Nu, dar se termină toate de la A la prim. A zis-o pe A, D, A prim, de prim. Și pe B, da. C, B prim, C prim. Că mai sunt. Ia uitați-le și pe aia din spate. De ce? De prim, C prim. Și pe A. A de-a zis B, C, B prim, C prim. Da. Da? Asta de aici mi-e luat și cu asta. A zis-o pe asta și pe asta. Da. Mai zis și asta. B, B prim, C și asta. Da. Aia ta, nu m-am zis eu. N-ai zis-o, tu ai zis-o pe asta, de B, C, C prim, B prim. Tu ai zis-o pe asta. E vorba de fața paralelă cu cealaltă. Da. Dar pentru că B, C cu AD paralele, tu așa ai scris AD. De asta zic B prim, C prim, C D. B, B, C, C prim, B prim. La ce scris? B prim. B prim, C prim, C B. C B. B. Acum, ziceți-o pe asta, din față, care se vede. A prim, B. A, A prim, B prim, B. Sau A, B, B prim, A prim. Așa. A, B, B prim, A prim. B prim, A prim. A prim, da. Și acum mai știa de una. A prim, A prim, uite asta. Păi da, păi da, am zis, vreau să... Hai să începem cu asta. D, C, C prim, D prim. Deci D. C, C prim, B prim. Să le zice și pe asta... Păi stai puțin, îți dați seama de la de ce nu sunteți atenți un pic ce vă zice domn profesor? Deci, fețe de două categorii, laterale... Adică astea despre care am discutat, astea... Cele patru. Da, iată astea. Câte sunt totdeauna? De unde îți dai tu seama câte sunt? Că sunt laterale. Dar cine spune câte sunt? Deodată știi. Funcție câte laturi are poligonul de bază. Dacă ai poligonul de patru laturi, patru fețe trebuie să găsești. Generează patru fețe laterale. Sigur că da. Da? Și cu cele două baze?
Exact. Câte sunt? Totdeauna, da. 6 ori totdeauna, dar vreau să spun, numărul ăla, numărul celor laterale, a fețelor laterale, este exact cât numărul laturilor poligonului de bază. Deci 4 laturale poligonului de la mază? 4 laterale găsim. Ale 3, 3 laterale. 3 laterale. Ale 6, 6 trebuie să găsim. Și acum ale bazelor, care sunt bazele? Miruna, asta e o bază și asta e o bază. Da. A, B, C, D. Așa. Deci e vorba de A, B, C, D. Și A prim, B prim, C prim, D prim. A prim, B prim, C prim, D prim. Să insistăm. Gabriel e în clasă cu voi, nu? Nu. Nu mai este. Nu mai este? Nu. Aha, mutați? Da, nu știu. E Gabriela. Da, nu știu. Bun, insistă cu asta. Deci, fețele înseamnă două tipuri de fețe, între la prismă, laterale și ale bazelor. Cele laterale sunt funcții de câte laturi ale poligonului de bază, iar cele, la toate prismele, toate prismele au doar două baze. Da? Deci două suprafețe ale bazelor. Două. Cea de jos și cea de sus. Și totdeauna sunt paralele. Precum și fețele laterale sunt paralele două pe două acolo. Dacă poligonul de bază are laturile opuse paralele două pe două, atunci se întâmplă așa și cu... Fețele laterale ale unei prisme care sunt paralelograme. Dacă fețele laterale ale unei prisme, depinde cum avem... Deci fețele laterale ale unei... Sunt paralelograme. Prisme. Sunt paralelograme. Odată așa o chestie asta? Deci așa, elementele prisme. Două baze care sunt poligoane congruente. Laturile celor două poligoane se numesc muchiile bazelor. Așa. Muchiile laterale, care sunt segmente paralele și congruente între ele. Și fețele laterale ale unei prisme, care sunt paralelograme. Așa, da. Eu am spus că prin mișcarea unei drepte, când este perpendiculară pe bază, generează ceea ce am spus, dreptunghiuri, iar dacă ea este oblică, generează paralelograme. Zice, da, numele unei prisme este dat de numele poligonului de bază. Așa. Dacă fețele laterale ale unei prisme sunt dreptunghiuri, prisma se numește dreaptă. Da, dar eu am luat altfel mai pe înțelesul vostru și așa, așa. Prin mișcarea acelei drepte de-a lungul conturului, dreapta poate să aibă două poziții. Să fie perpendiculară și dreaptă. Și atunci, prisma dreaptă, fețele sunt la dreptunghiuri. Iar dacă ea este oblică, nu mai sunt dreptunghiuri, sunt paralelograme. Da? Deci nu mai sunt dreptunghiuri, ci sunt paralelograme. Este același lucru, dar într-un limbaj mai... Am vrut să spun, într-un limbaj mai accesibil. Pentru că, încerc scuze, dar autorii care merg invers în definiție, greșesc. Pentru că dacă am stabilit împreună, că mișcarea de-a lungul conturului a dreptei acesteia, ea poate să fie așa. Corect. Perpendiculară. Și atunci e prisma dreaptă. Dar poate să fie și așa. Mm-hmm. Și atunci sunt patograme. Că noi avem secțiunea așa și asta este oblic, așa, da? Și toate sunt patograme. Da, corect. Da, deci nu trebuie să dăm invers. Sunt patograme și atunci e dreaptă și oblică și invers. Spune-mi, Dumnezeu, cum ia naștere aia dreaptă? Prin mișcarea dreptei acestea. Că uite, până în dreaptă, lângă dreapta, una în alta, nu se face aici. Planul se acoperă. Deci creează exact planul acela, da? E bine, în clipa în care ăsta l-am curcat așa un pic și ea este paralel pe însăși, ce este figura asta așa? Un paralogram. Deci, asta am spus. Noi am spus tot ce trebuia, dar acolo era... Da, și nu zice că oblică nimic.
Nu o spune, nu. Să voi înțelegeți. Da. Că dacă vă dă întotdeauna fețe laterale, tu înveți asta. Fețe laterale sunt patrograme. Tu nu știi de ce. Când sunt patrograme și când sunt dreptunghiuri. El spune acolo, spune așa. Da, dar el zice că aici zice că fețele laterale ale unui business sunt paralelograme. E o prostie. Vedeți? Depinde cum se mișcă dreapta aceea. Ca și cum n-ar fi dreptunghiuri, mai paralelograme. Păi, dacă mergi cu asta când sunt paralelograme, e greșeală. Mai spune mai departe. Și aceea de dreptunghiuri și ce zice? Zice că numele unei prisme este dat de numele poligonului de bază. Am spus asta. Dacă fețele laterale ale unei prisme sunt dreptunghiuri, păi dacă sunt, dacă sunt dreptunghiuri, când aceea s-a mișcat perpendicular. Atunci ai sunt mești dreaptă. Deci ca să mești dreaptă. Și mai găbește despre suprafața laterală a unei prisme, care este reuniunea suprafețelor laterale. Sigur că da. Desfășurată în plată ei. Da. Deci dacă adunăm area, nu, dacă ne gândim ăsta de aici, BC, ce prim, B prim, este o anumită suprafață. Are o anumită suprafață, ca conturul acestui dreptunghi sau paralelogram, după caz, a delimitat din planul o anumită porțiune. Da? Suprafață, zicem. Și vorbim de suprafața, area celorlalte, chiar vorbim. Da. Și asta, adunată cu cea din partea aia, cu ăsta, cu ăsta, toate adunate, formează suprafața laterală a prismei. Deci notați-vă și asta. Suprafața laterală a prismei, suprafața laterală a prismei, este dată de reuniunea tuturor, de reuniunea, adică de punerea la un loc, reuniunea tuturor suprafețelor fețelor laterale. Ce-o fi fețele, da? C-or fi palograme, s-or fi dreptunghiuri. În cazul nostru, ce ne fac cu fețele laterale? Exact. Asta e suprafața laterală, suprafața, suma suprafețelor celor două, celor patru, da? Fețele laterale. Da. Suprafața totală înseamnă aia laterală la care adunăm și pe cele două baze. Văd așa, suprafața laterală. Totală, da. Suprafața totală. Suprafața totală este egală cu suprafața laterală. Este suprafața laterală plus suprafețele celor două baze. Plus suprafețele celor două baze. Cum bazele sunt congruente, puse două ori suprafața bazei. De două. Și cu suprafața laterală sunt mai multe suprafețe laterale? Păi suprafața laterală e dată de adunarea. Ah. Suprafața asta, a dreptunghiului de aici, plus a celuilalt, a celuilalt, a celuilalt. În cazul nostru, patru sunt. Două de două egale. Lăsăm. Ce e patru? Deci asta. Sunt două de două egale. Asta se mai numește și paralelitatea de profesor? Ăsta, da, să numește și paralelitate, dreptunghi sau cuboid. Sau cuboid, când baza este un dreptunghi. Drept de-aia v-am întrebat. Da. Deci ăsta se mai numește paralelitate, dreptunghi sau cuboid, copii. Paralelitate, dreptunghi. Paralelitatea, baza cu dreptunghi. Da? Când baza este un dreptunghi. Sau cuboid, da? Cuboid, da. Cuboid, da. Paralelitatea, dreptunghi sau cuboid, e vorba de aici, o prismă cu baza un dreptunghi.
Și aici este, este o prismă patruagheră dreaptă, particulară, în care toate fețele sunt dreptunghiuri. În figura din dreapta este reprezentat un paralelepiped, cum am făcut noi, iar desfășurarea paralelepipedului dreptunghic este reprezentată în figura din stânga, cum am făcut noi. Și o și desfășurat, știți? Așa, deci veți întâlnirea așa. Un dreptunghi ăsta, la care vine un alt dreptunghi, deci dacă am luat pe ăsta, vine ăsta acum, mai mare, da? Uitați așa. Și vine la altul mai micuț, dacă e dimensiunea aceea, cât ăsta la altul. Corect. Da? Și în sfârșit vine ăsta. Al patrulea. Al patrulea, da? Da. Mai vin două laterale. Îi bagi după aia. Deci, asta este... Ce ce s-ar genera dacă vă închipuiți că am fi avut din carton și am fi tăiat de unghii? Da. Și le desfacem? Ia să-l notăm, domnul, să înseamnă că ăsta e A, D, A, D, D, D. De, nu? De, a, de, ia uitați-vă. De prim, a, prim. Uitați, ăla altul este. De ce? Cum am luat? Ce, ce prim? Ce, ce, ce prim? Ia uitați, desfășurat. Ce, ce prim, B, B prim. Și B, B prim, A. A, și A prim. Ia uitați-vă, desfășurat. A, prim a fost pe aceeași mulțime. Închipuiți-vă, fețe laterale. Ia uitați, cum l-a desfășurat un profesor, în plan. Și așa arată... Și supunem și pe AB, AB, ca să facem celelalte două dreptunghiuri. Deci celelalte două dreptunghiuri de jos. Pe CD jos, pe CD mai duceți un AB, mai faceți un dreptunghi, pe CD, da. Da, mai faceți un dreptunghi. Așa. Și pe partea cealaltă... Și pe partea cealaltă la fel. Și pe partea asta. Ce prim de prim. Ori pe aici, ori? Pe ce prim de prim. Pe ce prim, așa, ca să fie partea de sus. Da, de aici, 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 cum de pe. Așa, așa, așa. Așa. Și gata, l-am desfășurat în plan. Deci, am desfăcut, pur și simplu, și acum suprafața totală, înseamnă suprafața laterală, plus de două suprafața mai faze poligonale de bază. Super. Da? Deci asta de prim ce prim. De ce? Și iată că am... L-am și desfășurat. Deci dreptunghiurile care sunt desfășurate? Ia uitați, ziceți-vă. De la care am aflat? A, D. Dreptunghiurile, bazile, adică. A, D. De ce? A, B. A, B. Ziceți-mă, A, B, C, D. Ca să văd dacă ați înțeles. A, B, C, D. 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 Stai puțin, că nu. De prim, ce prim? A, prim. De prim, deci B, prim și... A prim. A prim și B. A prim și B. B. Și bazele, astea sunt bazele, iar fețele laterale care sunt copii? A prim, B prim, D, A, B prim, C prim, C, B, A prim, B prim, A, B și D prim, D, C, C prim. Unghiile laterale sunt? Unghiile laterale, D, D prim, C, C prim, B, A prim, B, C. Unghiile laterale, Adi. Asta, 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 asta sunt tare. Cele patru. Și BC cu AD, nu? BC cu AD sunt muchile bazelor. Deci BC, AD sau AB și DC sunt ale bazei. Da? Asta vreau să fie clar de la început. Deci avem două categorii de muchii, am spus. Da. Muchii laterale și muchiile bazelor. Nu le încurcați pe cele laterale cu cele ale bazelor. Bine. Nu bine, ziceți-ne ca să ne lămurim cu ele. A prim, D, D prim, C, C prim, B, B prim și A prim. A prim ai zis. Am zis-o. Da, am zis-o că am pornit de la A prim, spatele de toate alea, dar în faptul că asta... Coincide că ne unim. Le-am lipit. Da, A prim și cu ce, A prim din partea cealaltă este una și aceeași muchie de aici. Bun. Iar muchile bazelor, Miruna? A, D, de C, C, B, A, B și A prim, B prim, D prim, C prim, C prim, B prim, A prim, B prim. Da, mai insist o dată. Deci elementele unei prisme, adică cu ce ne întâlnim noi când vorbim de o prismă, sunt muchiile laterale, muchiile bazelor, planele, suprafețele laterale, suprafețele celor două baze, va trebui să aflăm arele suprafețelor.
Deci, noi vorbim de suprafețe și cum va fi problema asta, frumarea suprafeței laterale. Are domnul profesor li se dă, li se zice, se dă un cub, se dă un cuboid, se dă, adică nu li se zice... Fie cu... trebuie să știe. Sigur că da. Fie prisma triunghiulară. Regulată sau nu. Da. Deci astea toate sunt lucruri... Care vă trebuie să vă genereze niște chestii în cap. Cum zic, paralelogramul și am o serie de informații imediate de tipul, într-un paralelogram. Laturile opuse sunt paralele două câte două, da? Laturile opuse sunt și egale două câte două. Unghiurile opuse congruente, diagonale se înjumătățesc, unghiurile arătate ori laturile, suma lor este 180 de grade, sau nu, spune unghiurile sunt suplimentare. Deci toate aceste lucruri, când am deschis paralelogramul, toate din avalanșă în mintea mea. Așa o să fie și acum, când o să vă zic, o să când am zis prismă, sau prismă, sau care ziceți. Când am zis cubul, e o prismă în care toate fețele, dar toate fețele sunt pătrate, inclusiv lateralele pătrate. Vedeți? Adică, toate fețele, inclusiv fețele laterale, sunt pătrate, cuboid sau paralelepiped unghic sau prismă paculateră. Dreaptă? Nu, dreaptă, da. Dreaptă? Da. Înseamnă... E dreptunghi. Dreptunghi. Toate fețele laterale sunt dreptunghi și baza tot un dreptunghi. Deci, ăsta o să fie... De asta noi insistăm acum pe muchiile bazelor. Ce sunt bazele? Pe muchiile fețelor laterale. Care sunt fețele laterale? Autorul spune, muchia bazei este atât. Dacă muchia bazei este atât, tu nu te duci la asta. Muchia bazei. Sau munchea laterală. Păi munchea laterală, da, dar știi la ce exact, se duce. Asta încerc și de asta insistăm atât. Da? Pot să vă mai zic, domnul profesor, aici atunci, dimensiunile paralelepipedului sunt lungimile a trei muchii care au extremitate comună. Asta e. Deci dimensiunile unui paralelepiped înseamnă dimensiunile fiecărui dreptunghi la urmă ori. Înseamnă asta de la bază la orice dreptunghi am lungime lățime și încă una ca înălțime, că e cea de-a treia dimensiune pentru celelalte dreptunghi care apar, sau paralelogram. Și pleacă toate din trajeaia vârstului, dacă vreți ca să țineți. Sunt cele trei din B, că pleacă asta, asta și cealaltă. Și asta, B, C, B, B prim și B, A. Dacă vreți din A. Dacă plecăm din vârstul A, A, B, A, D și A, A prim. Asta. Deci de ce se creează imaginea în spațiu? De ce? Tridimensiune avem acum. Din fiecare vârf pleacă treile. Da? Da? Deci A, B și A, D sunt dimensiunile dreptunghiului de jos. Dar și ăsta altui dreptunghi. Despre A, D am vorbit, nu? Ei, atunci și cealaltă dimensiune A, B. Am nevoie și de cealaltă. Ca și mai înălțimea. Sigur că da. Și atunci și înălțimea asta, înălțimea prismei. Deci vorbim și de înălțimea unei prisme. Nu ca să înălțimea unei prisme înseamnă o, în momentul de față, înălțimea unei prisme este distanța dintre cele două plane. Da? Înălțimea unei prisme este distanța dintre cele două plane ale bazelor. Da? Unghia laterală? Dacă e prismă dreaptă. Dacă e prismă dreaptă. Munchia laterală. Munchia laterală. Paratez spune. Munchia laterală pentru prisma dreaptă. De la vărăsului asta. Da. Distanță între cele două plane. Da. Dintre poenți. Distanță între cele două plane ale bazelor. Distanța între adică cele două plane. Adică asta. Ui. Ui. De aici acum aici. Mm-hmm. De aici până la astea sunt bazele. Cele două baze, da? Distanța de la asta la asta e înălțimea. La distanța dintre cele două baze, poate nu vei înălțime. Și spune, dacă prisma este dreaptă, dacă prisma este dreaptă, adică dacă a fost perpendiculară dusă pe dreaptă planul bazei, dreapta care a generat, dacă prisma este dreaptă, înălțimea coincide cu unghiile laterale. Înălțimea coincide, sau este aceeași, înălțimea este aceeași cu unghiile laterale. Și să mai vorbim, domnul profesor, și despre diagonala paralelepipedului sau cuboidului sau a prismei. Așa.
Într-un dreptunghi, în fiecare dreptunghi vorbim de diagonală. A prim B, B prim A, dar sunt în cazul nostru, da, da, în plan, în plan fiecare. Noi știm orice dreptunghi, nu? Chiar într-un pătrat putem vorbi de diagonală. Astea sunt diagonale. Acum, putem vorbi de o diagonală A cuboidului sau A paralelepipedului sau o diagonală A prismei, când plecăm din D' și mergem prin interior și ajungem aici. Iată, un exemplu de diagonală A paralelepipedului, o duc prin tată, că nu o putem vedea. Sau populoare, putem să ducem. Și populoare. Deci una din diagonale este așa. Este un segment determinat de două vârfuri ale paralelepipedului nesituate pe aceeași față. Da, nesituate pe aceeași față. Două vârfuri nesituate pe aceeași față. Da. Ați putea să dați voi exemplu de alta? Ce prima? Da, ce prima. Ce prima? Corect. Corect. Alta. A prim ce? Cât? A prim ce? A prim ce? Sigur că da. A plecat de aici. Și să duce în partea cealaltă, da? Da. Deci A' prim. A' prim ce? Alta, ia zi-a duce o alta. B' prim ce? B' prim de E? B' prim, prim de E este? B' prim? D. B' prim? D. D. Da, 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 da. B' prim de E. A plecat din fața asta și a dus tocmai în partea cealaltă. Partea cealaltă, corect. B' prim de E. Zi-a duce și una. Și a zis-o și el, s-a zis mai devreme, ce prim? S-a zis ce prim A, da. A prim B. Ia stai să vedem, stai să A prim B e în același plan de prim. A prim B, nu a prim. A prim B este în fața noastră, aici ce da, nu, du-te în plan opus. A prim ce? A prim ce s-a zis? Alta. Nu, e cu A prim alta. Gata, 4. Astea sunt toate, nu? 4, da. Întrebarea care mă pun mai trec cu toate în același punct. O fi trecând. Să fii sănătoasă. Să fii primit. Să vedem. Dacă trec toate în același punct, întrebare care a apărut acum. Trec, nu știi apăreați. Nu degeaba le-a trecut în așa, da, așa, 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 așa. Dar e un punct din interiorul, nu? El va deveni la mijloc, nu? Undeva. Chiar un punct de simetrie chiar în interiorul piramidei. Da, da. Prismei astea, da, pardon. Chiar interiorul prismei. De-aia n-am discutat, că nu se văd. Întrebarea este, dacă trec toată în așa, dacă puteți să-mi răspundeți, asta este minunat. Nu știu de ce mai bine în minte să răspund întrebarea asta, dar hai să încercăm să repet. Păi nu, ca să treacă, ar trebui două câte două să intersecteze, ca să se intersecteze, trebuie să sunt un plan. Da, dar avem D prim, B prim. Avem un plan acolo. Care? Hai să. D prim, B prim, B sunt coliniare. D prim. B prim. B prim. B. B. De prim, pe prim, nu, pe... Nu, ce punctul ăla de acolo? Ăla mușchi, nu l-am luat. O, să luăm. O, da, o. Ăla sunt coliniare. Care e? De prim, O, B. De prim, O, B. Și A prim, O, păi, B. O, e un punct acolo, dar nu știu dacă sunt intersectat. O să-l pun pe cine? O, acela este un punct rezultat al intersecției a două drepte. Pentru chestia asta trebuie să ne asigurăm de coplanaritatea lor. Deci, hai să stabilim pentru început că de prim se intersectează cu A prim ce? De prim. Deci trebuie să spunem hotărât că de prim B cu A prim ce? Da. Intersectează nu. Nu trec una pe lângă alta. Da. Deci nu trec una pe lângă alta, ci se intersectează. Nu. Într-un punct și nu dă cu om. Așa am dat, da. Dar să dovedim că se intersecțiază repede și nu trec una pe alta.
Și ca să se intersecteze, două drepte. Sintetizează într-un punct. Numai dacă sunt coplanare. Da. Păi se arată că sunt coplanare. Și repede ne gândim un plan din cine este dat. Din cine este dat. De patru puncte. Nu, trei. Din trei. Trei puncte necoliniare determină un plan. Încă de cine mai este dat un plan? De patru puncte. Nu, de două drepte paralele. De două drepte paralele? Da. Stop! Hai să arătăm că avem două drepte paralele. Avem. Hai să putem arăta că A' de prim e paralel cu BC. Dacă arătăm că A' de prim e paralel cu BC, atunci ele au generat un plan. Că două drepte paralele generează un plan. Și în planul acela două drepte, poate putem vorbi și ce figură este A' de prim CB, hai să avansăm. Păi avem că B' C' e congruent cu BC, e congruent B' C' B' congruent și Mirna, B' C'. B' C'. Da. B' paralel cu BC. Bun. La fel și cu A' și cu... La fel și cu A' și... Dar B' C' și cu A' prim de prim. Asta trebuie. Asta trebuie să spui ideea. Mirna, stop. Asta e pasă la tine. Păi asta înveți. A' de prim e paralel cu B' C'. Dar B' C' paralel cu BC. Deci BC. Deci BC e paralel cu A' de prim. Și asta îmi spune că dacă sunt paralele... Că A de prim... Avem un plan. B e paralelogram. Este un... Dacă sunt paralele, generează un plan. Da? Sunt și congruente. Sunt și congruente. Deci figura este paralelogram. Da? Și dacă este paralelogram, într-un paralelogram diagonale... De jumătății ies. Sigur că da. Deci avem repede punctul ăla de intersecție, nu la întâmplare, ci pe mijlocul A prim C prim și mijlocul de prim D. Deci dacă am punit pe A prim cu B și pe D prim cu C, acolo este un paralelogram. Din care deja mai avem gata și A prim cu B e paralel cu C cu D prim. Deci din aceleași motive... Dacă spunem. Deci găsim și un alt... Deocamdată am arătat că D prim B și cu A' C sunt concurente, da? Concurente. S-au întâlnit într-un punct. Punctul acela e comun ambilor, nu? Da. E comun ambilor drepte. Da? Hai să vedem cum... insistăm să vedem treaba asta. Deci, adică cum s-a zis? A' de prim e paralel cu B' C' iar B' C' paralel cu BC. Deci A' de prim paralel cu BC. Și dacă două drepte sunt paralele, ele sunt în aceeași, generează planul. A' de prim C' B. Și un BC e și congruent cu A' de prim, ai proprietatea că ai două segmente paralele și congruente și atunci sigur A' de prim CB, nu mai încarc aici, ați înțeles, da? Da, paralelogram. Este paralelogram și într-un paralelogram de diagonale se jumătățesc. Deci o este intersecția celor două diagonale. Hai să spunem că D' B. Nu, da, hai să relatăm așa. Haideți așa cum. A' D' paralelă cu B' C'. Deci sub B' C' e paralelă cu BC. Acolată din cele două, rezultă atunci că A' de prim e paralelă cu BC. Da? Și rezultă adăugăm A' de prim e congruent cu... Dar ce să știm asta, nu? Tocmai adăugăm. Da, adăugăm. Adăugăm, ca să redactăm, să fie clar. Cu BC. Și atunci, acolat din cele două, rezultă că figura asta, care ai două paralele și complete, figura A'
de prim pe ce? Paralelogram. Da? Paralelogram. Și din paralelogram, imediat acționează toate proprietățile. Paralelogram. Toate. Deci, deci rezultă că de prim. De prim. De prim B intersecțează A-B-C. A prim C și egal cu mulțimea formată din punctul O, așa încât deci adăugăm cu O-i la mijloc. De prim O congruent cu OB. De prim O congruent cu OB. Congruent cu A prim cu O congruent cu OC. Ce? Bun. Hai să luăm acum un alt. Toate sunt la fel. O secundă, Miruna. Că noi avem că A prim C cu D prim B, da? Da. Hai să luăm pe D prim B cu... Cine s-o luăm? Cu AC. Cu AC prim. Și să sunt la fel, analog. Deci D prim B cu AC. În ce plan? Cum să... În planul A de prim C prim B. A? De prim? Nu. No. A, ba da, da. A de prim, există din A de prim C prim B. Ei, ce are aici în planul ăsta? Păi am D, C, U, D, D prim. Mai întâi, D prim C prim e paralelă cu ce? Cu AB. Cu... De unde știi cu AB de dat? Cu de ce? Cu de ce? De ce e paralel cu așa? Așa, așa, și congruente și atunci rezultă că... Deci, analog, hai să spunem, analog. Analog. Analog? De prim ce prim. Intersectează, din motive, din paralelogram, da? Intersectează pe... Dar noi de prim B intersectează... De prim B, de prim B, foarte bine. De prim B intersectează pe AC prim, AC prim, egal cu un punct O prim, nu știu că e același punct. Adică, că nu știu eu deocamdată. Dar ce calitate are și asta? E de la așa încât, de prim, de prim B, de prim O prim, de prim, O prim. Congruent cu O prim B. Congruent cu O prim B. Și tot așa de bine, A O prim, A O prim, congruent cu, cu cine? A, cu O prim ce prim. Da. Cu O prim, ce prim. Ce prim. Dar noi am spus mai devreme că de prim O, iau să spunem pe asta, îi punem una sub alta pe asta, că de prim O prim congruent cu O prim B. Ia să spunem așa, le luăm unele sub alte și zicem. De prim, să șterg fețele astea ca să văd acolo. Din rătură din astea două, că sunt... Eu, se găsitează în același loc. Adică, ori se coincide, da. Deci, punem pe cine? Pe de prim... De prim O, de prim așa. De prim O, congruent cu... Cu O prim... De prim O, cu OB mai întâi. Congruent cu OB. De desubt, de prim O prim, congruent cu O prim B, și din unicitatea mijlocului, unicitatea mijlocului segment, mijlocul, segmentul de prim B, uitați așa parte, de prim B, și are o dată pe O, la mijloc și mai are și pe O prim. Păi O și O prim este același lucru, dar așa le spune. Conform unicitatea
mijlocului, din unitatea mijlocului, rezultă cu O identic cu O prim. O este identic cu O prim, da? Cuvintele O și O prim înseamnă același lucru. Și am adus pe câte deocamdată care se întâlnesc la același punct? Pe A prim C, pe D prim B, pe C și C prim A. Da? Da. Și mai trebuie să mă aduce și pe D B. B prim. D B prim. Hai să treacă pe acolo. D B prim îl punem cu cine? Cu C? Cu D. Cu D, cu D prim B. D B prim cu? D prim B. Cu D prim, D prim B. D prim. D B prim asta, Mirunaș cu? D prim B. D prim B. Și eu schimb paralelogram pentru că D, B e congruent cu D prim, B prim, pentru că știu de ce. Da, dar deci, în final, mai trecem cu un paralelogram și am trecut și pe punctul acela, o să pun să zicem, ca fiind mirocul de așa. Da. Și atunci o să pun cu O, deci, coincide, ce toate sunt. Toate diagonalele lui. Unei prisme. Se întâlnesc într-un loc. Toate diagonalele unei facale lipipede. Dreptunghic. Dreptunghic. Se întâlnesc într-un punct și le împarte așa în două. Sunt congruente. Corect. Și știi cu cine este egală valoarea diagonalei? Valoarea diagonalei. Lungimea diagonalei. Cu D. O notă cu D, să zicem. Și vine că asta, în triunghiu D prim D, B, ar fi, dacă D de prim am zis că ar fi, hai să zicem că asta este X, asta este Y și asta înălțime este Z. Da. Și cu cine este egal? Diagonala pătrat, egal cu Z pătrat. În triunghiu. În triunghiu D prim D, B. De-ai dreptul ei? Păi nu, nu s-a mișcat perpendicular pe banda. Deci unde o să așa? Din ordinea. Interesant. Dar unde o să ai din ordinea de vreo noastră? Iar nu-și vei din ordinea de vreo noastră. Eu văd că de prinde cât.